Căpușa mică, ce ești? Excroacă mică, s-ar putea să te mănânc, dă vie. Să se însoare cât mai repede, că după aceea dă-n altele. Și pe tine și pe bărbățelul ăsta al tău, pe care îl ții tu în brațe. Nenea ăsta care nu zice nimic. Păi, ce să vă spun? Am venit să depunem plângere pentru hărțuire. A treia plângere, da? A treia plângere, a treia plângere penală, atenție, a plângere penală. De aici se va instrumenta cazul în care vom merge în instanță pentru hărțuire, pentru denigrare și pentru... sunt foarte... Ce s-a întâmplat? Bulversată. Ce s-a întâmplat, doamnă? Cine vă hărțuiește? Cine vă denigrează? Păi... Un interpret de muzică populară. Un individ care s-a băgat prea mult în seamă sau l-am băgat noi prea mult în seamă, i-am dat foarte mare atenție și văd că nu se potolește și de aceea am venit și la secția de poliție. De aceea nu, deci nu, gata, deci nu se mai poate. Ca să înțeleagă toată lumea, denigrările în mediul online se plătesc. Atenție, am plângeri penale făcute și pentru oamenii care au trimis comentarii la adresa noastră, sunt prin screen-urile făcute toate, atenție, n-am decât 156, toți care au comentat pe pagina lui de Facebook vor fi chemați la poliție să dea declarații. Ce s-a întâmplat mai exact? Amendă. În perioada pandemiei v-ar fi dat niște bănuți ca să îi vindeți autoturismul? Nu, în perioada pandemiei m-a sunat în 2020, m-a sunat acest... Această creatură, așa, individ. Da, pentru că nu-i poți pronunța numele, pentru mine nu este om, sincer. Adică el nu are nimic de pierdut, noi avem o familie, eu am doi copii, noi împreună, noi avem doi copii, avem o căsnicie de 20 de ani fericită, e adevărat, am stârnit foarte multe invidii, asta nu-l interesează pe el, să-și facă și el, să se însoare cât mai repede, că după aceea dă-n altele, dacă nu se însoară, da? Ideea este în felul următor, deci nu mai suport, credeți-mă, nu mai suport. Deci ne-a denigrat, trăim în coșmar al vieții. Ziceți-ne cu mașina. Deci ce să vă zic cu mașina? În 2020 a sunat că a auzit că eu vreau să-mi vând mașina și a spus, Veruța, nu-mi dai mie mașina? Zic, ba da, ți-o dau. După 2-3 luni a venit, mi-a adus un avans, da? Nu a respectat termenul. Da? Termenul care trebuia să vină să ia mașina, după 2 ani de zile îmi scrie, eu așteptându-l, verbal, totul a fost verbal, eu așteptându-l 5 luni, 6 luni, 7 luni și zic, dar ce faci, nu mai ai mașina? L-a sunat bărbatul meu, mă, ce faci, nu mai ai mașina? Că, dacă nu o vindem, dacă venea în 5-6 luni, da, îi dădeam acontul, nicio problemă. După 2 ani de zile îmi scrie, Veruța, știi că îmi pare rău, nu mai pot să iau mașina, vin să-mi dai banii înapoi. La care i-am spus, îmi pare foarte rău, orice acont se pierde. Clar. Ce sumă, doamnă? 2000 de lei. 2000 de lei. Da, da. Dar el a spus în presă că e vorba de o sumă mult mai mare, vreo 12.000 de lei. Păi probabil a pus penalități. Așa vrea el să fie, sau poate are nevoie pentru altceva. Da. Așa că... Da, am văzut că a făcut și un live acolo în care face afirmații de droguri, de cămătărie, de... Nu. Cine? Deci noi am cine? Pus cine? Tot, nu. Pe tot internet la... au apărut el? Un fel de Da, nu știu, acuzații. N-am apucat. Dar ați scos, ați zis că ați apucat să scoateți ceva din mesajele în care ați fost denigrați. Totul este depus la poliție, tot. Ați înregistrat, ne-a arătat și numărul de înregistrare, vă rugăm. Sigur că da, live-ul și la colegul nostru, George Catană, să vadă, vă rugăm frumos, și sesizarea pe care ați... Pot, da? Numai puțin. Așa, la cameră, vă rog, să și arătăm. Și sesizarea se poate? Da, sigur că da. George, hai să facem un pic și... Numai puțin, că țin eu. Așa, când vă cheamă acolo la o confruntare, îl cheamă și pe el? Nu, nu știm, își fac datoria, mi-au promis, pentru că am dat aici la secție, chiar și fac datoria domnii polițiști. Două ore am stat aici împreună cu soțul meu, am dat declarații și își fac datoria. Pentru că... Ce mesaj, estimată doamnă, ce mesaj îi transmiteți acestui băiat pe care spuneați mai devreme că de care ați avut grijă? Nu mai pot să-i mai trimit niciun mesaj pentru mesaj. Că nu se poate numi om. De acum înainte va vorbi decât când cu avocatul meu. Când ați ultima dată cu el la telefon sau cum v-a căutat ultima dată?
L-a sunat, l-am blocat peste tot, pentru că nu înceta cu amenințările, nu înceta cu... Ce vă spunea? Ce amenințări, doamnă? Păi scrie, este scris, v-ați dat și dumneavoastră în presă, deci amenințările sunt făcute public de mine pe pagina de Facebook să vadă lumea. Ultima întrebare la dumneavoastră, da. De ce ați ajuns în această situație? Păi, ce să vă spun, e o chestie care băiatul ăsta nu știu ce vrea, vrea după atâta timp să-și vrea banii înapoi, nu se mai poate pentru că deja s-a ajuns în presă și nu... Ați fost, considerați că ați fost prea bun cu el? Păi normal. A fost cu noi în spectacole. L-am ajutat, ca să înțelegeți. L-am ajutat. L-am ajutat. Facerea de bine, da. Da, apropo de ce spunea pe live, că uite, mi-aduc aminte, pentru că la mine e blocat și mi-au trimis prietenii, au înregistrat și mi-au trimis. Apropo de ce spunea cu spectacolele, că nu i-am dat... că nu i-am dat eu factură și chitanță, păi el trebuia să-mi dea mie factură și chitanță, însă vreau să-i spun pe această cale că l-am luat de milă în spectacole și că primarii nu l-au vrut pe el în spectacol, eu l-am luat așa și i-am dat bani de la mine, ca să înțelegeți. Eu, din buzunarul meu, l-am plătit. Dar să nu-l fac să se simtă prost, i-am zis, hai că mergi și tu în spectacol, da? Am luat bani din buzunar și l-am plătit. I-am dat și lui acolo 1000 de lei ca să mănânce. Vreau să-i răspund și eu acestei individe. Veronica Măgureanu. Îmi cer scuze față de dumneavoastră dacă voi avea vreo ieșire nerea locului ei. Deși îmi place să fiu un om respectos și așa să rămân. Iar pe voi vă iubesc din tot sufletul meu și vă mulțumesc pentru toată susținerea și toate aprecierile venite din partea dumneavoastră. Referitor la această individă, Veronica Măgureanu, săptămâna trecută a făcut un live în legătură cu mine, în legătură cu această mașină care am fost țepuit, atât de ea cât și de soțul ei, Costică ăsta, Măgureanu. A făcut un live în care m-aș fi așteptat să discute strict despre această mașină și cum s-a întâmplat de fapt toată treaba. Însă nu. A avut grijă să mă jignească pe mine, ducându-se în copilăria mea, nu avea nicio treabă, niciun rost, făcându-mă că am crescut pe la gunoaie, că am fost orfan, că am mâncat din gunoaie și multe câte am mai spus pe acolo. Frumos și normal ar fi fost să discute doar strict despre această mașină. Pentru că eu când am făcut acea postare, am vorbit doar despre această mașină. Nu i-am jignit nici familia, nici copiii, nici pe ea, nici pe bărbatul său. Decât am expus exact problema așa cum a fost și v-am cerut și vouă o părere. Dacă este normal sau nu ceea ce mi s-a întâmplat legat de această mașină. Nu. Ea a avut bucuria, poate, eu știu, plăcerea, în care să vorbească foarte, foarte urât din mine și cu atât mai mult de copilăria mea și de ce s-a întâmplat în trecutul meu. Nu mă doare pe mine, pentru că mie nu mi-este rușine cu ce-am fost, am spus-o și public, dar cred că este păcat și ar trebui să gândească că există un Dumnezeu sus. În primul rând nu arăți de mine, arăți de... Poate că sunt mulți copilași care astăzi trec prin ce am trecut și eu. Și ca să râzi tu de asemenea copii, cred că înseamnă că nu ai Dumnezeu și poate cândva o să-ți dea vreo palmă și cine știe, te vei trezi așa un pic la realitate. În sfârșit, treaba cu această mașină, după cum v-am spus, da, am fost... țepuit, atât de ea cât și de soțul ei, domnul ăsta mare, pe care îl face ea mare, dar de fapt l-a făcut mare doamna Maria Loga, doamna cântecului jenesc, doamna Maria Loga, o știți cu toți, o adevărată doamnă. Doamna asta l-a făcut mare pe domnul ăsta pe care îl laudă dumneai, marele artist. E mare, are 2 metri aproape.
Da. A reușit să mă țepuiască cu această mașină și cu atât mai mult a mințit pe acest live pe care l-a făcut că mi-ar fi dat doar suma de, că i-aș fi dat eu doar suma de 2000 de lei. O adevărată minciună. Ca să ai atâta topeu, căpușă mică ce ești, excroacă mică, pentru mine, din punctul meu de vedere, ești o excroacă. Să ai atâta topeu în care să minți atât de mult, dar așa un pic de frică, nu știu, nu ți-e rușine să mai ieși pe stradă? Nu ți-e rușine deloc? Chiar atât de mult topeu poți să ai? Și faza cu jignitul, cu copilăria mea, de ce te-ai legat de lucrurile astea? Ca să ce? Să mă înjosesc? Nu, mie nu mi-e rușine cu ce am fost. Eu sunt Leonard Petcu. Eu am muncit pentru absolut tot. Și dacă încerci să te iei de drumul și de cariera mea, s-ar putea să te mănânc de vie. Cu ceapă, cu pâine, cu tot ce trebuie. Da? Și pe tine și pe bărbățelul ăsta al tău, pe care îl ții tu în brațe. Nenea ăsta care nu zice nimic. L-am sunat să-l întreb care-i treaba, a zis că el nu se bagă, că e treaba mea și a ta. Săptămâna trecută a sunat să mă amenințe. Băi, să știți că mie nu mi-e frică de nimeni în lumea asta, decât de Dumnezeu atât. Dacă te-ai luat de drumul meu și de cariera mea, e nasolul rău de tot, atât spun. Tu trebuia doar să discuți despre treaba cu mașina, nu să jignești tu copiii orfani. Că pe mine nu m-a durut, dar sunt mulți copilași poate în situația mea. Ți-e un plic așa frică de Dumnezeu? Te gândești că ai și tu copii? Pe care, dragii mei, vă rog din suflet să nu vorbiți de copiii lor, în niciun fel. N-au nicio vină copilașii ăia. Eu îi iubesc și îi cunosc și îi respect din tot sufletul meu și nu spun decât ca bunul Dumnezeu să le ofere tot ce are el mai bun și frumos în viață. Iar ție, căpușică mică, să-ți dea Dumnezeu înțelepciune. Prin acest live, de fapt o registrare, pentru că eu nu mai pot să iau legătura cu tine, aș fi vrut să îți spun personal lucrurile astea, dar nu pot, pentru că-s blocat pe telefonul tău, pe Facebook, pe toate. M-ați blocat și tu și bărbatul. Ați avut grijă. Am mințit că i-am dat doar 2000 de lei printr-un transfer bancar. Dragii mei, ăia au fost bani dați după 2 luni, după ce i-am dat 10.000 în Mănăcheș. Da? După 2 luni m-a sunat și a spus că mai are nevoie de 2000 să-i fac un transfer bancar. Probabil că asta era șmecheria. Aștepta transferul ăla doar atât ca să fie o justificare. Păpușică, dragă tanti, mămăiță, eu știu multe lucruri despre voi și familia voastră. Multe lucruri. N-aș vrea să le discut sau să le spun aici. Că dacă le voi spune, nu vei mai ieși nici la piață să cumperi cartofi. Te va huidui lumea pe stradă. Mașina asta n-am vrut să o mai iau, dragii mei, nu din motivul pandemiei. Am stat și m-am gândit foarte mult că cu această mașină i-a omorât un om. Eu m-am grăbit în momentul în care am vrut să-i dau contul, nerealizând ce s-a întâmplat, pentru că eram într-o perioadă în care rezolvasem cu permisul după 5 ani de zile, eu nu am avut voie să conduc, am făcut o problemă și eu, ca toți sau ca mulți alți șoferi neatenți, mi-am asumat, mi-am respectat absolut tot ce mi s-a impus de poliție, am stat liniștit, dar s-a finalizat treaba aceasta și am putut să-mi redobândesc permisul de conducere. De aceea m-am grăbit să iau această mașină și m-am oferit să-i dau a contul acestei individe. Nici de când îmi trecea mie în cap că va face ea șmecherii, pentru că ea doar din asta trăiește. I-am dat acei bani pe încredere, crezând că, na, suntem prieteni, totul e ok și ajungem noi să ne țepuim la, din punctul ăsta de vedere. Dar se pare că ea, sărăcuța, doar din asta trăiește și cred că îi merge bine. Îți merge bine oare? Ești mulțumită? Nu știu ce să spun, e josnic și în fața a mea și în fața a tuturor celor care te cunosc și mai ales că sunt multe persoane, nu prieteni, că eu nu mai am prieteni, sunt multe persoane comune care vă cunosc și mă cunosc și pe mine și au ajuns la o concluzie urâtă despre voi, familia Măgureanu. Care nu încercați să faceți decât șmecherii și să trăiți doar din șmecherii. Păcat de Dumnezeu
Cândva chestiile astea o să le plătiți. Poate nu aici, dar cu siguranță sus. Dar să știți că nimic nu rămâne neplătit pe lumea asta. Încă o dată spun, pe mine n-ai reușit să mă faci să sufăr pentru jignirile pe care mi le-ai adus. Nu, pentru că eu sunt un om, uite, acum vezi, chiar dacă am crescut pe la gunoaie, pe la... Acum sunt spălat, sunt curat, sunt frumos. Am reușit să mă spăl, dar caracterul tău jegos și persoana ta nu cred că se vor spăla niciodată. Vreau să le spun atât, dragii mei, pentru că am mințit în acel live că le-am dat doar 2000 de lei. Vreau să-i aduc pe amândoi, atât pe ea, cât și pe bărbatul s-o ăsta mare, ăsta marele artist, că nu mai sunt artiști decât el e, ci că așa. Să mergem frumos la un detector de minciune aici, în orașul ăsta mare, în București. Sunt atât de multe detectoare și îl alegem pe cel mai bun. Sunteți de acord cu mine? Când vreți. Facem lucrul ăsta să vedem care e pe care a mințit și atunci să văd cum ești tu în fața oamenilor să le spui că ai mințit, că ești o mincinoasă, o coață din punctul meu de vedere, trăiești pe șmecherii din astea ieftine. Păcat, nu știu cum pot să dormi liniștită. Dacă ai nevoie de bănuți și dacă mai vrei ceva să papa și așa, te ajut eu. Nu e problemă. Chiar nu e problemă. Încă o dată vă rog, dragii mei, să nu jigniți copiii, că n-au nicio vină copilașii ăștia. Îi cunosc și sunt doi copii minunați. Dar păcat de părinții ăștia. Pentru mine, faptul că ea m-a făcut orfan, decât să fi avut doi părinți ca ei, mai bine așa. E mai bine și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Atât am vrut să vă spun și atât o rog pe tantia asta, Veronica, să mergem la un detector de minciuni. Ești de acord? Ca să vadă lumea așa cam ce fel de femeie ești tu. Și să nu crezi că reușești tu să te pui, să-mi faci tu imaginea mea de sau munca mea niciodată în viața asta. Nimeni nu va găsi nimic urât despre mine, niciodată. Așa că ai mare grijă. Vezi ce mai minți pe acolo, pe live-uri. Doamnă. Tu dai o doamnă, dar nu ești o doamnă. Iar cu spectacolele astea, niciodată nu mi-ai dat... Am fost la vreo 2-3 cu tine. Nu mi-ai dat... Nu mi-ai cer niciodată chitanță și nici factură. Ai grijă că am mai auzit multe lucruri și dacă va fi cazul, voi da multe eu. Voi spune chiar foarte, foarte mult. Și că mai ești prin procese martoră mincinoasă. Știi tu? Nu știu cum ai uitat drumurile noastre de la București la Măgurele. Le-ai uitat? Le află bărbățelul tău acum. Deci așa vreau să rămână treaba. Ne vedem la un detector de minciuni. Să vedem care a mințit în toată situația asta. Că așa e cel mai frumos. Ești de acord cu mine? Veronica Măgureanu.